Este perioada în care milioane de români își fac calcule. Avem un nou indice în funcție de care sunt stabilite dobânzile la creditele în lei, dar analiștii spun că important este să încercăm să achităm anticipat datoriile. Rate mai mici sau perioadă mai scurtă de rambursare? Cine alege varianta potrivită scapă mai repede de împrumuturi și cu eforturi mai mici. Iată câțiva pași esențiali după care vă puteți ghida bugetul. Primul pas pe care îl face un client chibzuit este să dea un avans cât mai mare pentru un credit luat de la bancă pe termen lung, spun analiștii. Pentru prima casă, avansul este mai mic, așa că se poate apela la un alt truc. În cazul unui credit prima casă luat pe 30 de ani, dacă la început veți plăti în avans 3 rate în loc de una, veți avea parte de o reducere a perioadei de aproximativ un an. În cazul în care veți plăti 4 rate, perioada se va reduce cu un an și 2 luni. Așadar, totul depinde de câți bani plătiți în avans. Atenție, trebuie să cereți reducerea perioadei. Se face cererea de rambursare anticipată și nu vom plăti atât principalul cât și dobânda, ci vom plăti efectiv cât a mai rămas de plătit din creditul respectiv, fără să se adauge dobânda respectivă. Așadar, trebuie să vă gândiți clar dacă vreți să plătiți o sumă mai mică lunar sau să achitați creditul într-o perioadă mai scurtă. Da, am un credit, mai am foarte puțin și cred că am folosit mai de mult ca să scap de un credit de la altă bancă, că nu mi-a convenit anumite condiții și că am avut, cred că, 3% reducere, dobândă, reducere și știu că... Ați mers vreodată să cereți și reducerea perioadei cu niște rate? Nu. Cine nu a cântărit bine variantele a ajuns să regrete în doar câțiva ani, mai ales cei care au luat credite cu dobânzi variabile, care s-au dublat sau chiar s-au triplat. Știți că am luat 32.000 de euro și le-am rambursat 30.000 după 10 ani, timp de 10 ani care iau mai casă de la mine cel puțin 20.000 de euro. Știam că în 10 ani de zile s-a plătit undeva la 20 ceva de mii de euro, iar din soldul inițial al creditului s-a scăzut doar 2.000 de euro. Dacă nu vă gândiți la rambursare anticipată, există întotdeauna planul 2. Cereți cadențar cu rate descrescătoare. Prima rată este mai mare la ratele descrescătoare, dar până la sfârșitul perioadei plătim mai puține dobânzi și comisioane către bancă, doar din scadențar, de exemplu la un 200.000 de lei pe 30 de ani, plătim 42.850 de lei mai puțin la scadențarul cu rate descrescătoare. A treia regulă de aur este să comparați întotdeauna ofertele băncilor pentru a economisi timp și bani. Puteți face acest lucru online. Din această lună, creditele noi luate în lei se calculează după un nou indice care înlocuiește roborul și care ar scădea ratele lunare. Este și motivul pentru care mulți se gândesc la refinanțări, dar asta înseamnă costuri în plus și de mii de lei. Deocamdată, Ministerul Finanțelor se gândește la o variantă pentru reducerea acestor cheltuieli.